George Botezatu, soțul nepoate maestrului Ioan Sima, a trecut în veșnicie. Momentul trecerii în eternitatea lui George Botezatu este marcat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău printr-un mesaj în memoria pe care îl redăm în continuare a trecut la cele veșnice cel care a inițiat demersurile pentru înființarea galeriei de artă Ioan Sima în Zalău, soțul doamnei Maria Margareta Botezatu din Șimleu Silvaniei, nepoata pictorului sălăjan, maestrul Ioan Sima. George Botezatu a fost cel care s-a dedicat cu pasiune unui scop, înființarea unui spațiu adecvat pentru valorificarea expozițională a colecției Ioan Sima, fondată în urma donației maestrului Sima. Acesta a fost visul pictorului, iar George Botezatu a insistat vreme de câțiva ani și a reușit până la urmă să convingă pe cei de la partid și de la sfatul popular să încredințeze spațiul ales de sima actualului Muzeu de Artă din Zalău, pe vremuri sediul Băncii Naționale și a birourilor Companiei de Apă. Acesta a fost visul unchiului Nacu și eu am umblat și am rezolvat ca această clădire să fie pusă la dispoziția maestrului pentru expoziția permanentă a lucrărilor sale, spunea George din ce în ce mai des în ultima vreme și asta nu putem uita niciodată. Să-i fie țărâna ușoară, spune Pia Badiu, muzeograf, prietenul de familie al defunctului. Clădirea actuală egală de artă a devenit din 9 iulie 1981 lăcașul colecției valoroase donate de Ioan Sima și aflate în gestiunea Muzeului Județean de Isto și artă Zalău. Mulțumit domnului George Botezatu, există azi un muzeu de artă la Zalău, care îi poartă numele marelui pictor de origine sălăjană, Ioan Sima, artistul emerit al artei românești. Mulțumim domnului George Botezatu! Dumnezeu să vă odihnească în pace! Cu multă recunoștință colectivul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și al Galeriei de Artă Ioan Sima!